Producția polidinului ar urma să fie relansată pe piață într-un an sau doi și să servească drept supliment alimentar în profilaxia și terapia infecțiilor respiratorii, urogenitale sau în pregătirile preoperatorii. Până atunci însă ar putea fi disponibil produsul Orostim, un supliment alimentar cu proprietăți biostimulatoare și antioxidante destinat persoanelor cu imunitate scăzută. Pentru realizarea proiectului de cercetare au fost alocați prin Programul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare al Ministerului Apărării Naționale peste 300 de mii de lei. Polidinul este cel mai cunoscut produs farmaceutic românesc. De la preluarea Institutului de către Ministerul Apărării Naționale, am primit foarte multe semnale prin care ni se cere să reluăm producția, motiv pentru care la nivelul Institutului s-a analizat posibilitatea producerii polidinului respectând standardele europene și am ajuns la concluzia că acesta nu mai poate fi produs în vechile condiții. Acesta a fost și motivul pentru care în 2011 a fost suspendată licența de producție a polidinului. Astfel, departamentul de cercetare a trecut la lucru și în acest moment, printr-un proiect, avem în studiu și sperăm să dezvoltăm un produs imunomodulator polidin. În ceea ce privește vaccinul antigripal, acesta se află momentan într-o perioadă de testare și va ajunge pe piață în cursul anului viitor, dacă nu va întâmpina până atunci alte probleme.